Bine v-am găsit, dragilor, din nou. Astăzi o să încerc să vă explic ce înseamnă săptămână fixă și ce înseamnă săptămână de muncă. Pentru că mulți nu își realizează și încă nu și-au dat seama sau nu cunosc aceste două termene. Săptămâna fixă este prevăzută de regulamentul 561/2006 ca perioada cuprinsă între luni ora 0 și duminică ora 24. Aceasta este o săptămână fixă sau calendaristică, dacă vreți. O săptămână de muncă poate fi contorizată și săptămâna fixă dacă încep de luni și termin după maxim 6 perioade de 24 de ore. Adică de luni până sâmbătă cel târziu, după care obligatoriu executarea unui repaus săptămânal redus minim de minim 24 de ore. Acum, săptămâna de muncă, o să aveți aici schema programului, să zicem lunar, al lui Badea, care săptămâna de muncă începe duminică la ora 5 dimineața și se încheie ori vineri, ori joi, una din două. Și Badea execută un repaus normal și unul redus. Unul normal și unul redus. Și tot așa. Fără să aibă probleme de a recupera ceva ulterior. În cauză, începe duminică, să zicem, la ora 5 dimineața, ceea ce înseamnă că este o zi dintr-o săptămână anterioară și continuăm săptămâna de muncă până cel târziu vinerea din săptămâna fixă ce urmează. Și avem așa, 1, 2, 3, 4, 5 zile, 6, da? Aici, de exemplu, am luat cazul ăsta, 6 perioade de 24 de ore. Până vineri, la ora 15, cel târziu, avem 6 perioade de duminică de la ora 5 dimineața, în care putem executa maxim 45 de ore de conducere sau maxim, cât permite regulamentul 561, de 56 de ore de conducere în aceste 6 perioade de 24 de ore. După care urmează un repaus săptămânal luat în perioada săptămânii fixe, începând de vineri ora 15 până duminică dimineața la ora 5, totalizând 38 de ore, ceea ce se numește un repaus săptămânal redus. Așa. După care urmează a doua săptămână de muncă, care începe tot de la ora 5 dimineața, duminică, și se încheie de data aceasta joi la ora 17, să zicem. Am luat în calcul anumite pe, să zicem, situații care le putem găsi în trafic, gen aglomerații, accidente, una alta diverse, lucrări. Și să zicem că terminăm mai târziu un pic. Ceea ce va face ca repausul săptămânal, să zicem, va fi de 60 de ore, de joi de la ora 17 până duminică ora 5 dimineața, când reîncepem o altă săptămână de muncă și tot așa. Acum, după cum se observă, avem repausul săptămânal redus, după care urmează unul normal. Tot ceea ce reducem, recuperăm în următorul. Adică ne lipsesc până la 45 de ore, cât este prevăzut în regulamentul 561, care repaus săptămânal normal, minim 45 de ore, ne lipsesc 7 ore. În următoarea săptămână, când executăm repaus săptămânal, avem 60 de ore, noi având nevoie de minim 45 pentru a putea executa un repaus săptămânal normal. Ceea ce ne arată faptul că avem 45 de ore plus
până la 60 de ore cât avem la finalizarea repausului, avem 15 ore în plus și deja avem recuperat acest repaus, adică cele 7 ore care ne lipsesc, le avem recuperate în următoarea săptămână. Și tot așa mai departe, după cum observați, deci tot așa mai departe. Acum, am zis de 45 de ore de conducere într-o săptămână calendaristică. Sau maxim 56 de ore ne permite regulamentul. Dacă mergem la 56 într-o săptămână calendaristică, în următoarea săptămână calendaristică vom putea executa maxim 34. După care, din nou, la fel, 56-34, dacă mergem la maxim, atenție. Dacă nu, 45, până între 45 și maxim 56 se poate jongla, dar atenție, următoarea săptămână, cum vă calculați ca să pice cum trebuie diferența până la maxim pe două săptămâni, cum spune regulamentul. Două săptămâni calendaristice consecutive de 90 de ore. Da? Deci grijă mare la cele două calcule. Și cam asta este, dragilor, diferența dintre săptămâna fixă și săptămâna de muncă. Săptămâna de muncă poate să înceapă joia, de exemplu. Vă dau un alt exemplu, să zicem. Să zicem că începem joi. Așa, și începem, să zicem, maxim 6 perioade de 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Până cel târziu marți, avem 6 perioade de 24 de ore în care putem să ne calculăm și să ne organizăm perioadele de conducere și repausurile zilnice, atenție, aferente fiecare zile în parte. După care, repaus săptămânal. Dacă marți am încheiat ultima perioadă de serviciu, să zicem, și, eu știu, să zicem, am încheiat-o seara la 8:20, ora 20, să zicem așa, 20, și executăm un repaus săptămânal redus, să zicem, aia înseamnă că până miercuri, seara la ora 20, sunt 24 de ore, minimal. Asta e minimum de repaus săptămânal pe care trebuie să-l ai ca să fie treaba cum trebuie. Tot până la ora 20. Asta e minimul. Miercuri. Și atunci de miercuri începe să contorizăm. Dacă în prima săptămână am făcut maxim 6 perioade, da, avem aici 6 perioade de 24 de ore, în a doua nu vom putea avea decât maxim 5. 5 perioade de 24 de ore. Și atunci începem să calculăm. Miercuri seara la ora 8 până joi la ora 8 e o perioadă. 2, 3, 4, 5 până luni la ora 8. Da, am trecut eu aici așa, sper să înțelegeți. Sunt cele 5 perioade de 24 la ora 8 de joi. După care va trebui să urmeze un repaus săptămânal normal, de minim 45. Deci să zicem că faceți 45, atunci de marți, luni, pardon, am zis, 1, 2, 3, 4 și a 5-a, da? Marți la ora 20 până joi la ora, dacă faceți 45, trebuie să fiți la ora 17. Și aveți 45. Aoleu, ce am făcut aici, sper să înțelegeți. Deci un repaus de 45 de ore. Am zis minimal. Aici aveți 24. Și atunci, recuperarea se ia până la sfârșitul celei a treia săptămâni următoare celei în cauză.
Adică acest repaus săptămânal redus, va trebui să-l luați, să-l executați recuperarea până la sfârșitul celei a treia săptămâni. Cea de a treia săptămână începe numerotarea așa. O săptămână, a doua săptămână și a treia săptămână următoare va trebui să aveți recuperare obligatorie. Dacă cumva nu faceți. Dacă nu și aveți un... Vă puteți organiza perioadele cum v-am arătat mai sus, de exemplu, și repausurile săptămânale aferente, nu aveți nici o problemă. La fel cu perioadele de conducere, atenție mare, tahograful vă va spune în fiecare săptămână câte ore aveți conduse și câte mai puteți conduce. Unele vă zic mai multe detalii, altele mai puțin și va trebui să faceți un mic calcul matematic. Cam atâta, dragilor, despre săptămâna fixă și săptămâna de muncă. Sper să vă fie pe înțelesul vostru și o să vă mai pun pe community câteva grafice făcute de colegii mei, Dani și Billy, foarte interesante, și sper să vă lămuresc mai mult și din acele grafice. Sănătate și numai bine și rău la nimeni!